Tineri artiști plastici expun pe simeze la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Expoziția este deschisă până în 8 mai. Workshopul și expoziția StudArt a ajuns la ediția a 4-a și este organizată de Muzeul din Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Participă la atelier și expun elevi de gimnaziu coordonați de cadrele didactice. Tinerii artiști sunt de la Colegiul Național Regina Maria, de la Școala Populară de Artă și de la Liceul Sigismund Toduță. Expoziția etalează tehnici de lucru precum pictura în tempera ulei pe pânză, desen și acuarelă. Tematica diferă de la peisaje, compoziții figurative și portrete în funcție de specializarea și îndemânarea fiecărui elev. Desenele foarte frumoase, acesta este a meu, nu știu cam cât mi-a luat să-l fac, nu pot să vă explic, dar... Ce nu... îți place să pictezi? Da, da, îmi place. Am descoperit la 8 ani, să zic așa, și da, sunt foarte fericită că mi s-a expus desenul. Păi de aproximativ 2-3 ani, cred că. Și... mare plăcere că am venit aici. Ce să zic? Acum, nu știu, am făcut o grămadă de pictori pe care au ales-o doamna profesoară, cred că cea mai bună. Depinde. Da, sunt mândră că am lucrat în expoziție. Am muncit destul de mult la ea și îmi place foarte mult să pictez natură, special. Lucrările elevilor sunt apreciate de public și de personalul specializat de la muzeu. Ei spun că elevii de gimnaziu care expun pe simeze sunt tinere talente în devenire. Expoziția StudArt este dedicată în principiu tinerelor talente de vene. Suntem în colaborare cu Liceul Regina Maria, dar și cu elevii și profesorii de la Liceul de Muzică și Arte Plastice, Sigismund Toduță Deva. De asemenea, avem un invitat special, Andrei Penazio, care este un tânăr artist în devenire, ce este inspirat de arta italiană, dar și de cultura românească. Expoziția propune o serie de lucrări care dezvoltă mai multe subiecte și tematici. Muzeul din Deva, cu sprijinul Consiliului Județean, organizează permanent acțiuni de promovare a vestigiilor istorice, a artiștilor plastici și foto în cadrul unor acțiuni organizate de instituție.